De la primii pași făcuți pe treptele muzeului, nu știam ce surprize mă așteaptă dincolo de ușă. Odată trecut de ea, am rămas uimit de cele două trofee de elefanți africani. Pentru mine, aventura printr-o nouă lume urma să înceapă. Văzând diversitatea de exponate, am rămas profund impresionat de zona de expunere liberă, Africa, care cuprinde animale binecunoscute precum antilopa gnu, girafa, bivolul sălbatic african, leopardul, ghepardul, hiena și să nu uităm leul, care este cunoscut ca fiind prădătorul de top al savanei. Acestea fiind doar câteva exemplare din vasta varietate a faunei africane. Animalul care mi-a atras atenția a fost leul, denumit și regele savanei. Despre el știu că este dominant, marcându-și teritoriul, apărându-l ori de câte ori este necesar. Leoaica este cea care asigură hrana grupului. Leul vânează doar în cazuri de necesitate. Văzând exponatele, leul, și reamintindu-mi despre biologia unei familii de lei, mi-a revenit în memorie imaginea tatălui meu. Tata era o persoană, să zicem, dominantă, însă totodată grijulie. Avea grijă de mine și de frații mei. Același lucru pot spune și despre mama mea. A fost și este un sprijin pentru întreaga familie. Vizita la muzeu a fost ca un fel de călătorie în timp. Mi-am adus aminte de clipele frumoase petrecute alături de ai mei. A fost plăcut și emoționant.